Doru Bem și Oreste Teodorescu au fost prezenți la jumătatea lunii decembrie la Timișoara pe zăpadă pentru a ne vorbi despre lucruri cu adevărat imaculate. A fost o invitație făcută de postul de Radio Timișoara pentru cei doi implicați într-un tărâm al literaturii abstracte. Ei și-au formulat în abstract concepțiile și viziunea despre lume. Încep să-și prezinte acum aceste idei interesante, fundamental diferite de ceea ce auzim în tramvai sau vedem la piață. Doru Bem și Oreste Teodorescu la invitația postului de Radio Timișoara. Bună seara, mulțumim foarte mult pentru îngăduință. Ne place să fim punctuali, dar se ajunge greu. Din vari motive să nu le mai invocăm. Cred că e foarte frumos când ne întâlnim așa ca niște picături într-o mare comună. E un prilej să ne amintim că facem parte cu toții din același întreg. Unii, din păcate, confundă picătura cu oceanul și, de regulă, o să vedem din ce în ce mai mult în jurul nostru mici dumnezei așa umblând printre oameni. Însă și definiția de mic Dumnezeu încape în ea ceea ce am vrut să spun. Cred că e evident pentru orice om care nu și-a pierdut bunul simț lăuntric că ni se deschid către drumul înspre niciunde autostrăzi pe mai multe benzi. Omul a avut întotdeauna o vocație de a goni către nicăieri. Și atunci drumurile pierzaniei sunt foarte late și foarte încăpătoare. Drumul mântuirii sau cărarea de întoarcere acasă este foarte îngustă. Este mai îngustă decât sunt urechile acului. Și asta o spune însuși Mântuitorul, mai degrabă intră Camila, adică funia aia groasă, prin urechea acului, decât intră bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Și aici bogatul nu are o referire neapărat la bunăstare, ci la cel prea bogat cu el însuși, adică egoul. Egoul ne dă senzația că suntem atât de umpluți și atât de plini și atât de mândri și atât de minunați, încât noi nu mai avem nevoie de nimic. Ia încercați dumneavoastră să puneți apă într-un pahar care este deja plin, să vedeți ce se întâmplă. Nu mai încape. Și atunci bogatul este bogat pentru că nu mai încape nimic în el. Cartea scrisă de Doru Bem e, impropriu spus, noi nu și eu aici mă introduc și pe mine în ecuație, ca și fratele meu de suflet Doru Bem, noi nu suntem niște autori de carte. Noi suntem doar niște căutători care, mânați de o sfântă curiozitate, zic eu, și mai degrabă de o nostalgie a lui acasă, deschide mai multe domenii pentru a încerca să ne amintim, cum spunea și Nichita Stănescu, cine suntem, de unde venim, ca să știm, probabil, și încotro să ne îndreptăm. Alminte nu se poate. Și atunci Doru Bem face un traseu, pornește în viața lui pe urmele dorului către Dumnezeu. Nu, poate că nu întâmplătorul și cheamă Doru Bem, vedeți că lucrurile se leagă ele într-un sens tainic, și pornind-o prin 2008, traversând cu noi toți odată ceea ce se întâmplă în jurul nostru, până la urmă ar trebui să ne prindem că lumea exterioară este doar o oglindă a lumii lăuntrice. Sufletele noastre se oglindesc în afara noastră și atunci când se uită lumea pieziși așa la tine, fii convins că tu ești un pic neregulă, că privirea aia care ți se întoarce din oglindă e privirea ta, nu a lumii. Foarte interesant, spre deosebire de alte cărți în sensul ăsta și în domeniul ăsta, este profunzimea cu care Doru Bem înțelege cărările împărăției sau cărarea împărăției, care, mă rog, ea este ortodoxă pentru că este pe dreaptă credință, dar nu este fundamentalistă. Noi putem reduce întreaga umanitate la un cuplu primordial și înainte de a fi religioși, noi suntem oameni. Și înainte de a fi oameni, am fost îngeri. Și înainte de a fi îngeri, am fost în Dumnezeu. Și locuiam cu El, în El, acolo, și totul era minunat. Și poate că noi, dintr-o greșeală, considerăm că am venit aici pe pământ să cunoaștem binele și răul. Nu, am venit doar să cunoaștem răul, pentru că pe binele îl cunoșteam când eram în Dumnezeu. Dumnezeu, dacă este binele, noi nu puteam să cunoaștem răul în el. Și atunci, inevitabil, când omul primordial, protopărinții noștri, au hotărât să cunoască din pomul ăla să mănânce
inevitabil a trebuit să ieșim din Dumnezeu, pentru că altminteri nu puteam să experimentăm lipsa lui Dumnezeu. Adică e un sofism foarte simplu și sufletele noastre l-au înțeles de mult, mințile noastre însă se complică, pentru că există totuși și un principe al minții, care nu este regele lumii. Regele lumii este Iisus Hristos și totuși el spune că regatul lui nu este din lumea aceasta. Păi atunci cine stăpânește lumea aceasta dacă Hristos nu? Uitându-ne în jurul nostru, văzându-i și pe politicienii care ne tot amintesc de fapt că noi suntem asemenea lor, câtă dreptate avea Mântuitorul? Noi nu putem căuta nădejdea noastră în regatul lui Dumnezeu pe pământ. Asta o fac evreii care nu cred în Mântuitor. Noi suntem evreii care au crezut în Mântuitor și de aceea ne numim creștini. Cu toții suntem evrei, pentru că până la urmă Israel nu înseamnă altceva decât cel care l-are pe Dumnezeu deasupra. De aceea Israel nu e neam. Oricine crede în Dumnezeu este Israel. Oricine crede că Dumnezeu sau că cuvântul său s-a întrupat și a venit să ne aducă vestea cea bună a mântuirii, se numește creștin. Creștinismul nu s-a născut în România, creștinismul nu s-a născut în Grecia, creștinismul nu s-a născut în Rusia, creștinismul nu s-a născut pe pământ, creștinismul s-a născut în cer. E, acum, sigur, noi ca și creștini e impropriu să fim antisemiți, pentru că doar nu s-o fi născut la Fălticeni, vorba aceea, Mântuitorul. Suntem iudeo-creștini pentru că am înțeles legea și am înțeles și împlinirea ei, care se numește iubire. Noi avem de ales între lege și iubire, pentru că dacă refuzăm iubirea, niciun fel de problemă, nu se închisește nimeni în univers de dezechilibru produs, pentru că activează legea, nu? Ce spune legea? Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Ce ție nu-ți place, altuia nu face. Cine scoate sabia, de sabia are parte. Asta este legea. Să o mai și respectăm. A venit și a comprimat-o. Cele 10 porunci nu mai sunt 10, sunt doar 2. Și cele 2 nu sunt 2, e doar una. Iubește-L pe Dumnezeul tău cu toată ființa ta și pe aproapele ca pe tine însuți. Și o singură lege, legea iubirii. O spune Sfântul Apostol Pavel, credeți-L pe El și nu pe mine, așa că duceți-vă la sursă dacă vreți să aflați totul. Pentru a nu vă mai plictisi un pic, eu am să îi dau cuvântul lui Doru, după care am să vă invit, dacă vreți și toți suntem aici, să nu-L lăsați așa comod, doar ascultându-L, să-I puneți întrebări, să ne puneți întrebări. Și noi, dacă avem și răspunsurile la noi, am să vă răspundem. Dacă nu, ne cerem scuze. Asta este. Maestre, te rog. Mulțumesc frumos. Cuvinte de prietenie, bineînțeles. Cum zicea și el, nu pot să mă consider un scriitor, că nu asta a fost ideea. Cartea a plecat și de la rugămintea multora dintre dumneavoastră, pentru că foarte mulți au dorit să găsească articole pe care eu le-am scris la Guardianul și pe blog în tocul unei cărți, și atunci m-am gândit să fac așa. Am mai adus, bineînțeles, și câteva articole, așa, idei și reflexii asupra diferitor lucruri pe care le-am gândit și pe care le-am trăit. Ea înglobează, să spunem așa, mai multe lucruri, ca atât din universul ăsta interior cât și exterior. Asta spuneam și mai devreme, că e vorba, bineînțeles, de o cărare a unui univers interior, în același timp de un unghi de vedere diferit, probabil, al meu față de toate lucrurile despre care vorbesc în carte și, bineînțeles, și despre un univers exterior în care trăim. Vorbesc și despre perioada prin care trecem, de acest an de 2012, de toate lucrurile care se întâmplă la ora actuală pe pământ și de care trebuie să ținem seama. Cred că este important și vital, atâta timp cât stai într-o casă și dacă începe să se strice casa, să se împută, să-ți dai seama în primul rând că se strică casa și că se împută, și după aia să iei și niște măsuri, să poți să începi să văruiești, să dai afară cadavrele din casă, mirosurile neplăcute, și să aduci acolo un miros de tămâie și mai departe. Cred că așa se întâmplă de fapt și cu viața noastră. Casa asta în care stăm noi, ce anume casa Pământ, ea a început să se împută foarte tare în ultimul timp. Dacă cândva în urmă cu câteva mii de ani existau două orașe, Sodoma și Gomora, acum există 7 continente. Și dacă atunci două orașe au fost rase de pe suprafața Pământului din acest motiv, acum probabil că nici continentele astea nu o să stea foarte bine.
Și aici nu e vorba despre un apocaliptic 21 decembrie, că nu la asta mă refer, că vorba aia, dacă suntem creștini și bănuiesc că suntem aproape toți cât suntem aici, știm că unul dintre cele mai mari semne ale creștinismului și ale apocalipsei este reconstrucția celui de-al treilea templu de la Ierusalim. Deci nu o să vină nicio apocalipsă pe 21, doar dacă cumva în câteva zile se comprimă timpul într-un asemenea hal, încât băieții fac și cel de-al treilea templu de la Ierusalim, îl înscăunează și pe marele preot și în câteva zile trec și 3 ani și jumătate în care trebuie să propovăduiască nu Enoch, Ilie și Ioan. Asta trebuie să le avem în față și probabil cândva în viața noastră cu ochii noștri o să le vedem, dar nu neapărat acum în 21 decembrie. Cred că e important să privim lucrurile care se întâmplă în lume, pentru că atunci când Dumnezeu vine, spune și în Biblie, nu apare ca un fur. Au început ușor-ușor să se insinueze în toată lumea diferite mișcări, diferite filozofii, diferite ideologii vis-a-vis de spiritualitate și de viața omului pe pământ. Avem Codex Alimentarius, despre care vorbeam în urmă cu mulți ani, și spuneam, domne, când le spuneam altora, ceilalți îmi spuneam, domne, o tâmpenie, cum să existe asta, Codex Alimentarius, e un cretinism, domne, de unde, cum, ce să-ți interzică vitamina C sau usturoiul? Nu există, domne, o prostie. Oare de ce pe 31 decembrie, nu în altă zi, pe 31 decembrie 2009, guvernul român a fost primul din lume care a aprobat Codex Alimentarius? De ce oare? Dacă vă și informați despre asta, pentru că noi toți ar trebui să ne informăm, am vedea acolo ce catastrofă este acest Codex Alimentar. O să trăim probabil și timpurile în care o să auzim pe undeva pe la un colț de stradă vând usturoi. Vând usturoi, cine vrea usturoi, vând usturoi. Probabil că o să vină și vremurile alea. Avem de până în 1954 încoace o invenție absolut minunată și anume codul de bare. Și o invenție extraordinară, nu-ți mai fură omul cartea din librărie că începe să facă clinca-clinca, nu aparatul acolo, le îndosariem pe toate, le avem pe toate înregistrate în calculatoare, în computere și mai departe, adică e o chestiune pentru societate extraordinară. Avem după aia cardurile, și ele sunt o chestiune absolut extraordinară, nu mai e nevoie să-ți umpli doldora portofelul de bani, asta pentru nefericirea multor români, pentru că nu se mai vede și atunci rămân doar într-un card și atunci bineînțeles că totul e util. Avem și buletinele cu microchip și acolo e foarte ok și util pentru siguranța națională și pentru toate. O să avem în curând și acele microchipuri care se implantează, nu? Care la fel și ele sunt extraordinar de utile și de benefice pentru toți cei care ar avea diabet și ar leșina pe stradă. Imediat s-ar scana, s-ar ști ultima doză, nu, de insulină când ai luat-o. Dacă ai fi descompus în bucăți pe un front, te-ar scana imediat și și-ar da seama cine ești. Dacă ai fi bolnav de Alzheimer, te-ar găsi imediat prin satelit și, Doamne, câte și mai câte utile n-ar fi. Numai că, cum îmi spunea și un duhovnic de la Mănăstirea Petru Vodă, diavolul se insinuează în timp și, evident, într-o normalitate cât se poate de caldă. Niciodată nu o să vină rece și să sperie omul, ci evident se insinuează în timp prin tot ceea ce este bun, aparent bun. Și atunci trebuie să ținem cont că noi ne aflăm chiar în pragul acelor timpuri despre care în urmă cu vreo 2000 de ani Sfântul Apostol Ioan vorbea, și anume despre acea pecetluire pe mâna dreaptă sau pe frunte cu numărul fiarei, numărul satanei, care de fapt nu este numărul satanei, ci spune este numărul numelui satanei și este număr de om, pentru că 6, ca și vibrație, din punct de vedere numerologic, să spunem, reprezintă vibrația omului, da? 666, 6 ori 3, 18, 1 și 8, 9, revenim la Dumnezeu, dar este vibrația omului. Anticristul nu va fi un drac, ci va fi om, bineînțeles, cu calități de drac. Toate lucrurile astea noi trebuie să le înțelegem, noi le vedem cumva ca pe niște povești, chiar pe unii dintre dumneavoastră vă văd că sunteți chiar foarte sceptici față de ceea ce spun, pe o parte dintre dumneavoastră, dar e important să înțelegem lucrurile astea. Eu la un moment dat într-un articol la Guardian am spus mai multe informații despre acest lucru, găsiți în Apocalipsa Sfântului Ioan, versetul cu tare. Și atunci trebuie să ținem minte că acolo se zice așa, cel care nu va purta acest număr 666 pe brațul drept și pe frunte,
nu va putea cumpăra, nu va putea vinde, nici cel bogat și nici cel sărac. Codul de bare, ăsta pe care îl știm și îl avem pe cărți, pe pâine, cam pe peste tot, el asta reprezintă pentru calculator, da? Pentru acel sistem, pentru acel soft, ca calculatorul să recunoască acel soft, el are nevoie de un anumit cod. Și codul, ca să poată recunoaște ca un cod IBAN, e 6 la început, 6 la mijloc, 6 la sfârșit. Total nevinovat, bineînțeles. Dar oare nu-i ciudat? Nu e ciudat oare că de anul trecut au apărut, spre exemplu, în America, reclame în care deja apare microchipul, în care un medic cu ochii albaștri, într-un halat alb, chel, cu cioc și cu mustață și cu o sclipire demonică de fond, spune așa: "Do you think that something so small can connect you?" Și atât de binevoitor, adică crezi că ceva atât de mic te poate conecta? Acel microchip este mai mic decât o boabă de orez. Se începe, probabil, o să se înceapă în curând, și aplicarea lui. Unde credeți dumneavoastră că se pune? Vă întreb, unde credeți dumneavoastră că se pune acest microchip? Pe brațul drept sau? Cum credeți dumneavoastră că se numește acea companie care, culmea, a înființat codul de bare, a înființat cardurile, a înființat buletinele așa și microchipurile? Cum credeți dumneavoastră că se numește? Aveți idee? E simplu, puteți să intrați pe Google să vedeți. Se numește digitalangel.com. Acum rămâne la atitudinea noastră să considerați dacă este o coincidență sau nu. Iar vis-a-vis de coincidență, spunea Hermes Trismegistus atât de frumos în urmă cu vreo 6500 de ani, spunea: hazardul este un nume dat unei legi necunoscute încă. Și atunci este teribil de important să avem cunoaștere asupra acestor lucruri, pentru că ele se petrec. Se mai spune că în America s-a început o producție cam de 1 miliard de chipuri pe an. Lucrurile astea vor veni treptat-treptat. Cu siguranță n-are cum să intre acum așa ceva pe piață, pentru că toată lumea ar sări în sus. Dar dacă, ferească Dumnezeu, cineva se folosește de 21 decembrie pentru a declanșa niște probleme, ca după aia să intervină o idee de gen securitatea mondială este pusă în pericol, e nevoie de control, atunci să vedeți cum vine problema. Și continuarea, iarăși o spune Sfântul Apostol Ioan: nu va fi obligat nimeni. Toată problema va veni de la pântece, pentru că vorba aia, nici cel bogat, nici cel sărac nu va mai putea cumpăra și nu va putea trăi în societate. Gândiți-vă la prezența dumneavoastră acum, fără buletin și fără nimic. Asta așa doar ca o idee a unui lucru pe care îl mai exploatez, să spunem, în carte și despre care vorbesc. Și cred că e foarte important ca noi toți să conștientizăm musai vremurile astea prin care trecem, pentru că e vorba de suflet. De aici mai departe mă gândeam și aprofundam subiectul ăsta că Dumnezeu, vedeți dumneavoastră, nu se supără că punem noi, că ne implantăm un mic plastic în mână, că își implantează femeile mult mai mult plastic și mult mai mult silicon decât bobița aia, nu? Ar trebui să fie acolo o problemă gravă de mântuire. Și cu siguranță pe undeva este. Că n-ar vrea vreo doamnă frumoasă, înnobilată, dumnezeesc pe dinăuntru să-și ridice sânii ca să fie și mai ispititoare pentru oricine și să arate bine și astfel să-și câștige mântuirea pentru un exercițiu de genunchi. Real, nu se poate, e absolut corect, nu? Și atunci nu o să ne gândim noi că Dumnezeu se supără pe un plastic băgat în mână, pentru că lucrarea e și mai împuțită decât atât. Lucrarea vine prin evidența diavolului și mai mult decât atât, acel plastic și acel chip, acea acceptare a acelei codificări reprezintă o primire a unui nou botez. Noi dacă primim pecetea Sfântului Duh atunci când ne naștem prin taina botezului și o primim cu cunoștință, de data asta se infiltrează prin lumea cezarului, pentru că noi suntem obligați să dăm cezarului ce e al cezarului și este corect, e lumea cezarului și are dreptul lui cezarul pe lumea asta. Dacă n-ar fi, lumea ar fi o haită de animale, probabil, dacă cezarul n-ar fi și nu ar încerca să ordoneze. Numai că cezarul a început să fie atât de corupt încât prin lumea cezarului cealaltă tabără se insinuează. Pentru ce? Pentru pecetluire, că pecetluire nu înseamnă că ți se lipește ceva pe tine. Pecetluirea se primește pe suflet, dar e o problemă de veșnicie.
Nu e o problemă că o primești tu aici, ai murit, asta e. Pe pământ, după aia ești bine. Nu. Problema e una gravă. Se primește pecetuire pe suflet. Asta înseamnă damnare pe veșnicie. De-aia biserica noastră ortodoxă e dură și bate tot timpul fierul cât e cald și când e rece îl ia și îl bate și mai tare. Că problema nu se pune aici în corp. Vorba aia, pentru atâtea miliarde, universul cât are până acum? Vreo 4 miliarde jumate, nu? De ani. Ce e 80 de ani? 80 de ani deja zic mult. Dar hai să zic și mai mult, 100. Pentru 4 miliarde și jumătate. Cât e? E un nimic. E vax albina crema puca, cum spunea Demrădulescu. Nu? Așa este. Și atunci stăm și ne întrebăm, nu e oare importantă veșnicia? Și toată lupta se duce pentru veșnicie. Și atunci, despre asta vorbesc cumva și în carte, despre lupta asta a omului pentru veșnicie, care trebuie să existe indiferent de stadiu fiecăruia. Nu poți să spui despre tine, domne, nu mă apuc de rugăciune, nu mă apuc să fac aia, nu mă apuc să fac aia, eu sunt prea păcătos și atunci mai bine stau așa și o continui din ce în ce mai rău. Cred că nu e o variantă indicată. Cred că e important, cum spuneau și egiptenii, să ne cunoaștem pe noi înșine ca să descoperim întreg universul său cu toate tainele sale. Și cred că aplicarea asta profundă, lăuntrică, asupra noastră, asupra sufletului nostru, ne aduce aminte cine suntem. Cum spunea și Nichita Stănescu, că omul este ceea ce își aduce aminte despre sine însuși că este. Și adevărat e lucrul ăsta de la plus până la minus infinit. Dacă ți-aduci aminte că ești un mitocan și vreodată în viața ta ai fost mitocan, devii un mitocan, nu? Și un minus groaznic. Dacă ți-aduci aminte în toate resorturile tale că de fapt protopărinții tăi și înainte de protopărinți au fost îngeri și noi suntem de neam angelic, să-i spunem mai mult decât atât, noi, Dumnezeu ne-a creat pe noi după ce a picat diavolul, către desăvârșirea întregii creații, ca să conștientizăm ce preț mare este pus pe om. Dacă omul se mântuiește și ajunge din nou în acea condiție de lumină, omului este promisă cea mai mare ierarhie cerească, peste toate cele nouă. Omul vine în locul lui Lucifer, care a fost cel mai luminos de pe cer, și astfel întregește creația, din cauza asta există și o bătălie nevăzută, despre care unii au scris foarte mult, despre care alții, și anume noi, îi considerăm probabil niște naivi mistici și niște pierduți așa printr-un fel de bălării spirituale. E o realitate crâncenă, adevărată, care stă permanent în spatele nostru. O realitate pe care omul obligatoriu, permanent, trebuie să o conștientizeze. Din cauza asta spunea și Părintele Arsenie Papacioc că e nevoie de o stare de prezență. Nu de amețeală, ci de prezență continuă în fața vieții și în fața tot ceea ce vine ca încercare asupra ta. Și atunci e important tot timpul să fim cu ochii larg deschiși. Nichita Stănescu mai spunea un lucru minunat. Omul este o pasăre cu aripile crescute pe dinăuntru. Este important și lucrul ăsta, pentru că omul este înaripat. Vedeți, noi românii am avut tot timpul mitul ăsta superb al zburătorului. Pentru că e un popor care probabil nu e atât de amnezic, sper să nu înceapă să devină cum sunt alte popoare occidentale, care își aduce aminte destul de bine de condiția omului dinainte de cădere. E important să creștem aripile astea prin toată nevoința noastră de zi cu zi. E important să nu ne încercăm să ne lăsăm amăgiți la îngeri contra cost, cum spun eu, la cursuri în care ni se dau și la fel și fel de inițieri în care ni se dau câte 10, 20, 100, 400 de îngeri, alții mai vând îngeri, se întâmplă și lucruri de genul ăsta. E important să înțelegem că nu există să invocăm îngeri ca să ne repare ceacrele, e o blasfemie și o prostie din start. Nu pot să-i dau eu telefonul lui Traian Băsescu acum și să-i zic că trimite-mi-l pe Ponta că mi s-a înfundat jigliorul la Dacie. Nu se poate, e o chestie de bun simț spiritual, dacă o facem, mergem în comparația asta. Și atunci e important tot timpul să fim cu ochii larg deschiși când omul pășește pe o cale spirituală. Asta nu înseamnă că deja intră în bine, nu. Înseamnă că se azmute răul împotriva lui și mai tare ca să-l scoată din bine.
Și când omul intră pe o cale spirituală, diavolul încearcă să te scoată de pe o cale spirituală. Dimpotrivă, diavolul încearcă să te bage cu atât mai tare într-o cale spirituală și să te dezrădăcineze după aia de acolo sufletește. Adică să-ți introducă în 98% adevăr și 2% minciună. Omul, dacă nu e stăpân pe sine și pe lăuntru lui, nu mai poate să facă diferența între 98% adevăr și 2% minciună. Și nu e nevoie probabil nici măcar de 2%, ci de 1% ca lumea ușor, ușor să o ia pe o altă cărare. Sunt importante bărcile astea pe care le avem pe mare, că e viața asta cam un fel de mare fără puncte de reper. Important e ca la un moment dat să încercăm să găsim punctele alea de reper, noi cumva le știm, chiar le știm, în cap le avem, numai că nu ne dăm seama de ele și nu le trăim. Și să apreciem în primul rând toate lucrurile pe care le avem. Faptul că ne-am născut aici în țara asta și că e o țară minunată și că trebuie apreciată țara asta pentru toate lucrurile pe care le are și nu vorbesc aici de politicieni sau de timpurile astea nenorocite pe care le-am trăit, că noi românii am trăit timpuri nenorocite tot timpul. Am avut numai parte de timpuri nenorocite, cu câteva pauze, dar am avut parte de timpuri nenorocite și în timpurile alea nenorocite, Doamne ce bine era! Doamne ce se distra românul, ce se ducea la biserică, ce-l iubea pe Dumnezeu, cât de ospitalier. După aia ușor, ușor, evident că a început să se degradeze și românul. Noi trebuie să ne aducem aminte de toate lucrurile minunate care sunt aici, de istoria noastră, pentru că un popor fără istorie este un popor care nu are nimic și, în primul rând, nu mai este un popor. Astea sunt și încercări ale altor structuri, ale altor țări, de a dezrădăcina un popor. Eu nu am întâlnit la nicio rasă de pe pământul ăsta o asemenea prostie cum există la noi, de a merge împotriva naționalității tale, de a merge împotriva țării, de a merge împotriva tradiției, de a merge împotriva tot ceea ce ești. Păi măi frate, dacă tu ai sânge de român în tine și ești născut aici, în toate valorile, cultura și tradiția asta, păi tu s-o înjuri pe maică ta, s-o scuipi și s-o joci în picioare. Moralmente nu este frumos. Și mă mai miră și mă mai bucură cu un străin, rar, rarisim, când văd care e reacția asta. Păi cum bă, dar tu că ești român, vorbești în halul ăsta despre țara ta? Păi dacă tu vorbești în halul ăsta despre țara ta, eu oare îți pot fi asociat în viață? Dacă tu pe mama ta o vinzi, eu pot să am eu credința că tu pe mine nu mă vinzi? Și atunci dacă nu cineva n-aduce un par care să fie băgat în fund și să ridice puțin moralitatea, naționalitatea și toate lucrurile astea care nu sunt deplasate, sunt cât se poate de firești. Și cred că lucrurile trebuie întoarse tot timpul în suflet. Așa cumva le-am raționat și le-am pus și mai departe pe hârtie. Eu vă mulțumesc cu drag că așa ar fi enorm de multe lucruri de zis așa din capul meu care mă frământă pe mine, care poate să fie în același timp, cine știe, și asta o arătură, dar din tot sufletul încerc pe cât posibil să mă racordez la ce ne-au învățat pe noi Sfinții Părinți de întotdeauna, și anume la lucrarea virtuții, la lucrarea noastră permanentă cu lăuntru nostru, la întorsul obrazului când te pleznește unul, la plecatul capului dacă cineva te scuipă și la înțelesul faptului că toate lucrurile astea de fapt pot fi mântuitoare pentru absolut noi toți. Am înțeles după mulți ani din ezoterism că niciun fel de inițiere și niciun fel de sistem din lumea asta nu ți aduce mântuirea, că îngerii nu pot fi cumpărați pe bani, că maestria spirituală n-are cum să fie cumpărată pe bani și că excrocheria este la ea acasă. Trebuie să ne dăm seama cât se poate de bine și să trăim cât putem de normali și de prezenți în lumea în care suntem. Dacă punem botul, și eu zic cât se poate de urât, nu? La toate prostiile de pe piață, să nu fim acum dintr-o dată mirați că la un moment dat Dumnezeu când pleacă din inimă ne ia și mințile, nu? Și apar fel și fel de boli. Boala, prezența bolii în trup, semnifică din prima o problemă sufletească. Nu poate să existe boală fără o problemă sufletească. Și când ne apucă o răceală, și când ne ia o durere de măsea, că s-a spart măseaua sau că s-a întâmplat ceva, n-are importanță ce a dus acolo. Ci faptul că ele se manifestă într-un fel sau într-altul, mai ales dacă sunt și minore, poate să ne dea de gândit la câteva semințe pe care le-am greșit în ziua aia. Și când încep să conștientizezi lucrul ăla, îți dai seama că, ah, ia uite băi, a trecut și durerea, e incredibil. La fel se întâmplă în cazurile alea avansate, unde avem, nu, boli destul de grave.
Și la fel și acolo e vorba tot de o îndepărtare cumva a omului de Dumnezeu. Chiar dacă omul se crede credincios, că și aici e posibil, ca omul să creadă credincios și după aia să nu înțeleagă cum de el fiind credincios este totuși departe de Dumnezeu. Că zicea Părintele Arsenie Boca foarte frumos și minunat că Dumnezeu este cea mai închipuită și abstractizată noțiune din capul unui om. Că suntem total departe cu adevărat de ceea ce este cu adevărat Dumnezeu. Și atunci trebuie să încercăm să-L aducem cât se poate de mult în inimă, cu sinceritate și cu normalitate și cu o stare de prezență a momentului în care trăiești. Ești păcătos? Ești păcătos, îți asumi asta. Că înjuri, că scuipi, că faci, că drești, gândești, că ai, nu? Lucrarea aia e sădită cumva în tine. Important e ca și în lucrarea aia, permanent, 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 să-ți dai câteva ghionturi și să încerci să te îndrepți, să încerci să pleznească aripile alea care sunt crescute pe dinăuntru, despre care vorbește și Nichita, că mă gândeam că e exact ca la măseaua de minte. Până pleznește gingia, doare rău de tot. De multe ori, din punctul ăsta de vedere, oamenii rămân cu gingia inflamată până la moarte. Important e să se inflameze gingia, să pleznească și să iasă odată aripile de acolo. Și asta înseamnă comunitate. Omul nu poate să facă nimica singur, cum spun celelalte religii, dar este o diferență cumva între noi și ceilalți din punctul ăsta de vedere. Pentru că omul nu poate prin el însuși să facă ceva. El poate prin Dumnezeu să facă ceva. Altfel, nu are cum. Oricât ar studia, oricât ar face, că vorba aia a mușcat din pomul care? Al cunoașterii. Deci dacă a mușcat în pomul cunoașterii, înseamnă că el deja avea tot, dar a vrut să renunțe la tot ce a avut ca să cunoască rău, să vadă cum e rău, probabil ca să aprecieze cât se poate de mult binele după aia. Că noi așa revenim la Dumnezeu, vine Dumnezeu, îți rade trei palme, te îmbolnăvești și după aia începi să apreciezi binele când ești în spital. Și zici, Doamne, nu mai fac. Și iarăși face omul, și iarăși revin la ce spunea Părintele Rafael Noica, zicea, Doamne, Dumnezeu este foarte nedrept cu noi, că dacă ar fi drept, nu s-ar mântui nimeni dintre noi. Și asta este adevărat, este absolut adevărat și asta este și ranchiunea și boala dracului, că cum dă ne iartă pe noi greșind tot timpul și cum dă pe el nu-l iartă care a greșit o singură dată. Și s-a și răspuns în același timp, da, dar omul poate avea smerenie și poate avea recunoștință. Deci, dacă fără ele, nu se poate. Totul, de fapt, este vorba despre Dumnezeu în viață, că ești judecător, că ești contabil, că ești avocat, că ești reichist, că ești oricum ar fi, că ești bibliotecar, oricum ar fi, toate au legătură cu Dumnezeu, că toți murim și cel mai important este să ne întoarcem, să ne revedem toți, încete cât se poate de multe și de mari, în aripații acolo unde trebuie. Cred că asta este visul cel mai frumos al nostru, al tuturor. Oricât de scârnavi am fi, oricât de păcătoși, oricât de căzuți, importantă încercarea și importantă lucrarea. Continuă, 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 către, înapoi către tata, cum se zice. Și așa că ne urez tuturor un dor plăcut de acasă și de tata, că dorul ăsta aduce multe lucruri înapoi. Mulțumesc frumos! Seară mâna, seară frumoasă! Vreau să închei doar ce spunea prietenul și fratele meu Doru Bem, și diavolul are pentru noi pregătite o pereche de aripi, dar să nu uităm că sunt aripi de papagal și nu de înger. Și este foarte interesant că noi avem niște structuri foarte extinse dincolo de corp și în interiorul corpului și mai avem și două emisfere cerebrale pe care ar trebui să le acționăm în consecință. Un avion cu două motoare zboară mai bine decât dacă și-ar folosi unul singur. Comunismul a fost un experiment care, până la urmă, nu și-a propus altceva decât să ne omoare o emisferă cerebrală, și anume cea dreaptă. De aceea comunismul este de stânga, că totul se leagă și nimic nu este întâmplător. Emisfera dreaptă este o emisferă creativă, este o emisferă abstractă, este o emisferă a sufletului. Când Părintele Cleopa spune, fraților, coborâți-vă mintea în inimă și gândiți de acolo, el făcea apel și la o redinamizare a emisferei drepte. Comunismul, folosind doar emisfera stângă, vedeți câtă lipsă de imaginație a avut. Uitați-vă în jurul dumneavoastră, vedeți blocurile construite de comuniști și o să înțelegeți că emisfera stângă era foarte activă în timp ce cea dreaptă era trimisă undeva la plimbare. Că avem deja inserate noi și în structurile noastre tot ceea ce avem nevoie pentru a o duce bine. Și când spun a o duce bine, nu mă refer la bună stare, ci la starea de bine.
fac o diferență între bunăstare și starea de bine. Sunt multe tehnici, chiar și dintr-o perspectivă științifică, pentru că domeniile ezoteric, oculte, predispun din nefericire și la un soi de otevism generalizat, în care orice mămăiuță care a avut așa o impresie deja este stăpânitoare de arhanghel și de înger. Ceea ce, cu siguranță, pentru un om care nu și-a părăsit totuși boii de lângă sau din interiorul propriului staul, îl remarcă imediat. Dar dincolo de tot felul de bazaconii pe care, din păcate, le vom tot auzi din ce în ce mai mult în jurul nostru, există și un fundament științific și un fundament experimental făcut de niște oameni frumoși și niște oameni care chiar au dorit să ne sprijine în evoluția noastră spirituală și nu să ne încurce. Doctorul Schulz, sunt tehnicile lui Ericksoniene de regresie, dacă vreți, în interiorul structurilor noastre neuronale. Noi emitem pe mai multe frecvențe neuronale, avem un inconștient abisal și fundamental pe care Jung l-a postulat foarte bine, avem un filtru numit subconștient și toate cele care vin din inconștient se exprimă prin conștientul nostru, de aceea vorbim de pulsiuni, vorbim de impulsuri pe care nu le stăpânim foarte bine. Un exercițiu de cunoaștere autentic nu poate fi decât unul de autocunoaștere, după care să extindem ceea ce am aplicat pe noi prin experiență și asupra celorlalți, că dacă noi o să vorbim tot timpul numai din auzite și dacă doar cineva o să vă explice cum arată o banană, descrizându-vă cât de minunată e coaja și cât de minunat e miezul și de unde crește și că e tropicală și că e galbenă și că o mănâncă și maimuțele și că ea are și potasiu și că, mă rog, cine știe, în funcție de imaginația fiecăruia face ce vreți cu banana. Important este că dacă nu o gustă nimeni, nu facem altceva decât să ne comportăm, iertați-mă că sunt grosolan, ca niște eunuci. Eunucul vede ce face sultanul în pat acolo cu cadânele sale. Îți poate descrie perfect pentru că este un observator foarte atent, dar dacă îl pui să facă la fel, nu are cu ce. Noi, dacă am înțelege că Adam, totuși în limba ebraică, înseamnă pământ, și Eva, totuși în limba ebraică, înseamnă viață sau cea care dă viață, am înțelege că Adam și Eva înseamnă pământul cel viu, iar noi suntem copiii pământului cel viu. Ortodoxii n-au uitat asta când vorbesc de biserica cea însuflețită a lui Iisus Hristos și nu de biserica cea neînsuflețită a lui Iisus Hristos. În Occident, bisericile arată minunat, sunt niște catedrale splendide, dar sunt goale. Petrache Lupu, nici n-au trecut jumătate de secol de la el, își încropise undeva într-o stână răpciugoasă o mică bisericuță și acolo erau zeci, sute, mii și chiar zeci de mii de oameni care veneau să se întâlnească cu Hristos, acolo unde Hristos întotdeauna a fost prezent, unde e mic, în staul, în stână, în picioarele goale, pe măgăruși, nu în Mercedes, nu cu burtă, nu cu ulița aia de noapte pe cap, nu cu tot felul de gadgeturi care nu sunt ale lui Dumnezeu, ci mult mai degrabă ale potrivnicului. Și atunci, dacă îl căutăm pe Dumnezeu, îl căutăm în viu, nu în mort. Însuși Mântuitorul le spune saducheilor și fariseilor, știți slova foarte bine, dar ce e dincolo de ele sau de slove, nu mai știți. Magia n-a fost niciodată altceva, eu fac o diferență mare între magie și vrăjitorie, n-a fost altceva decât o știință a viului. Există magie înaltă și este o știință a înaltului și există o magie naturală, ceea ce înseamnă că este și o știință a pământului. Pământul are spirite vii, pământul este viu, noi suntem vii și comunicarea nu se poate face decât din viu către viu. Tehnologia nu are nicio legătură cu magia, deși încearcă ca o vrăjitorie să o imite. Ce face un computer până la urmă? Nu face altceva decât să emite omul doar pe emisfera lui stângă. Calculatorul nu are emisferă dreaptă, deci nu are suflet. Și atunci noi, dacă dorim să devenim niște calculatoare perfecte, o să devenim. Dar cu ce preț? Noi vă mulțumim foarte mult. Cine știe ce vremuri ne așteaptă, nici nu are importanță. Important este să rămânem zâmbitori. În fața unui copil, răul nu are nicio putere. Haideți să devenim din nou copii și atunci, ca între copii, putem să ne jucăm foarte frumos. Vă mulțumesc!